Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. Bună ziua, stimați radioascultători! Bine v-am regăsit și în acest început de decembrie, care ne reamintește că suntem pe ultima sută de metri acestui an plin de provocări, restricții și izolare. În pofida acestor circumstanțe, militarii armatei au continuat să-și îndeplinească cu abnegație datoria față de jurământul militar, iar performanțele au fost la ordinea zilei. O altă parte bună a acestui an greu este că ne-a făcut să apreciem mai mult timpul petrecut alături de cei dragi, dar și să trăim clipa aici și acum. Ei continuă cu aceeași intensitate să-și onoreze obligațiunile meseriei la cel mai înalt nivel, iar noi, Ludmila Solomon și domnița Jechiu, avem grijă să vă informăm sâmbătă de sâmbătă despre viața militară. Audiție plăcută! Armata Națională a recepționat săptămâna aceasta un lot de echipament specializat de laborator, analiză și testări, oferit de misiunea OSCE în Republica Moldova și Austria, în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Centrul de Armament și Muniții al Armatei. La eveniment au participat ministrul apărării Anatolie Nosatăi, șeful misiunii OSCE în Republica Moldova și ambasadoarea Austriei în țara noastră. Donația cuprinde echipament specializat de testări chimice, echipament administrativ, mobilier, dar și lucrări de reparație capitală a încăperilor prevăzute pentru laborator. Ministrul Apărării Anatolie Nosatăi a mulțumit reprezentanților misiunii OSCE în Republica Moldova și Austriei pentru asistența oferită în cadrul diverselor proiecte în domeniul securității fizice și managementului stocurilor de armament și muniții. Pe această cale aș vrea să mulțumesc mult misiunii OSCE, guvernului Austriei, dar și altor parteneri externi care de-a lungul mai multor ani ne-au acordat o asistență considerabilă în cadrul diverselor proiecte în domeniul securității fizice și managementului stocului de armament și muniții. Vreau să menționez că acest laborator, care va funcționa în cadrul Centrului Armament și Muniții Armatei Naționale, are capabilități de cercetare în domeniul testării stabilității pulberilor și mijloacelor pirotehnice. Sunt sigur că acest echipament specializat de laborator va fi de mare ajutor specialiștilor care activează în domeniul analizei și testărilor chimice a muniților, pentru că va proteja în primul rând militarii, populația civilă, dar și mediul ambient, care este o prioritate de nivel național, a declarat ministrul apărării. Donația are loc în cadrul proiectelor demarate conform planului de acțiune ale Armatei Naționale pentru anul 2020-2024 în domeniul securității fizice și managementului stocurilor de arme mici, armament ușor și muniții convenționale și este destinat Centrului de Armament și Muniții al Armatei. Șeful misiunii OSCE în Republica Moldova a subliniat că echipamentul specializat de laborator are capabilitatea de cercetare în domeniul testării stabilității pulberilor și mijloacelor pirotehnice. Misiunea OSCE în Moldova a sprijinit Ministerul Apărării a Republicii Moldova pentru a consolida siguranță și securitate. Misiunea a implementat și continuă să desfășoareze proiectele de gestionare a stocurilor de muniții pentru a susține forțele armate ale Republicii Moldova. Aceste proiecte vizează reducerea riscurilor pentru sănătate și viața oamenilor care trăiesc în vecinitatea depozitelor de muniție convenționale, arme de calibru mic și armament ușor. Deci, situația a devenit mult mai bună în multe privințe. Da, este și foarte mult făcut în continuare. Misiunea OSCE a renovat sediul laboratorului chimic și a instalat echipamente necesare pentru măsurarea stabilității propulsiilor în deplină conformitate cu standardele internaționale. Laboratorul va contribui nu numai la îmbunătățirea siguranței în ceea ce privește evaluarea stabilității muniții, dar poate fi util și pentru o varietate de alte sarcini, cum ar fi analiză criminalistică sau analiză altor materiale în general și în domeniul ecologic. A menționat șeful misiunii OSCE în Republica Moldova.
De notat că cooperarea Armatei Naționale cu misiunea OSCE în Republica Moldova în domeniul securității fizice și managementului stocurilor de armament și muniții se realizează în baza memorandumului de înțelegere între Ministerul Apărării al Republicii Moldova și misiunea OSCE în Republica Moldova cu privire la punerea în practică a programului complex în domeniul armelor de calibru mic și armament ușor și al armamentului convențional în Republica Moldova, semnat la 28 octombrie 2010. Deși nu au visat niciodată la o carieră în domeniul armelor, astăzi sunt printre rândurile celor mai buni studenți ai Academiei Militare Alexandru cel Bun. Au venit în serviciul militar din dorința de a-și îndeplini datoria de cetățean, însă au îndrăgit atât de mult uniforma militară și specificul vieții cazone, încât și-au promis să facă parte din efectivul armatei. Vorbim despre studenții militari care au ajuns să învețe la unica instituție de învățământ cu profil militar din țară, după ce au îndeplinit serviciul militar în termen în diferite unități ale armatei. Doar anul curent, la Academia Militară au depus actele și au fost admiși 13 soldați. Băieții cu care am discutat ne-au comunicat că s-au obișnuit repede cu rigorile instituției, deoarece nu a fost un domeniu nou pentru ei, iar fiecare zi petrecută în Academie constituie un nou prilej pentru acumularea cunoștințelor și totodată pentru cimentarea tăriei de caracter. Tinerii ne-au spus că sunt recunoscători tuturor celor care i-au sprijinit să-și îndeplinească scopul. Sunt soldat clasa 3-a Nasolea Daniel. Am fost încorporat în armată pe data din 19 ianuarie. Am executat serviciul militar timp de jumătate de an. Brigada 3 infanterie motorizată, da, cea din Cahul, după care am fost transferat în Academia Militară. Toate că au fost multe restricții în cadrul brigăzii, însă au fost activități care foarte tare mi-au plăcut, anume cursul de integrare. Chiar din primele săptămâni a cursului de integrare poți observa cum ți se schimbă nu doar comportamentul, dar și caracterul. Poți înțelege că te detașezi un pic de către viața civilă. După ce am terminat colegii de specialitate contabil, am lucrat câtva timp anume pe această specialitate și simțeam că nu este al meu. Toate că știam specialitatea, dar nu prea îmi plăcea. Mereu eram sentiment de pasivitate. Simțeam că trebuie să fac niște schimbări în viață. Atunci aveam vârsta de 20 de ani și a sunat telefonul, am răspuns și m-a sunat din centru teritorial militar și mi-a spus să mă prezint să trec control. Deci asta a schimbat radical viața. După control medical mi-a spus că dacă doresc pot să mă semnez ca să fiu înrolat în cadrul Armatei Naționale. Mă gândeam, deci, că este o idee foarte bună să încep ceva nou. Nu speram că o să-mi placă așa de tare. După ce am fost înrolat în armată, la sfârșitul cursului de integrare, anume după trageri, asta a fost cel mai captivant, niște emoții foarte intensive și o adrenalină foarte mare, m-am decis că ce am posibilitatea să fac în așa mod încât să fiu transferat în cadrul Academiei. M-am informat, am fost ajutat și de către comandantul de companie din cadrul Brigăzii 3. Acum studiez la specialitatea artilerie și nici nu m-am așteptat că o să fie foarte captivant. Mi-au depășit toate așteptările. Deodată chiar timp nu-ți ajunge la cât ai de studiat, însă este foarte interesant. Cel mai mult la Academia Militară îmi place că este totul organizat. Sunt chiar din orașul Cahul. Eu ca scop am să mă întorc în Brigada 3 Infanterie Motorizată, da, cea din Cahul, fiindcă acolo am fost înrolat ca militar în termen de acolo să a început o nouă etapă în viața mea. Mă numesc Artem Petrov, am fost încorporat în Armata Națională pe 19 aprilie 2021, în brigada a doua. Am făcut 4 luni de serviciu în termen, apoi am fost transferat în Academia Militară, Alexandru cel Bun. M-am adaptat foarte ușor, familia mea toată este militară. M-am lăsat să fiu un camarad într-adevăr bun, să-l cunosc ce înseamnă ajutorul reciproc. La cursul de integrare am avut foarte multe ședințe de instruire, pregătire de front, am mers cu pasul de felare, am anuit arma sau pistolul mitralier AKM. A fost un curs de integrare foarte captivant și interesant. Am avut prieteni noi,
Am aflat foarte multe noi lucruri despre arme, despre armată, despre camaraderie și numai aceasta. Într-un moment dat am înțeles că vreau să devin ofițer, deoarece mi-a plăcut foarte mult să cunosc noi lucruri despre tehnica militară, despre conducerea plutoanelor și nu numai aceasta. Este foarte interesant. Părinții au fost mulțumiți și uimiți, deoarece ei cunosc ce asta să fii militar, mai ales să fii un ofițer. Și ei m-au îndemnat să merg mai departe și m-au încurajat. Viața la Academie este foarte interesantă și captivantă. Aici putem să aflăm foarte multe noi lucruri. Sunt Caldarion, sunt din raion Căușeni, sat Sulcuță. Am fost încorporat pe data de 21, luna 10-2020, în batalionul 4 de pe Căușeni. Am făcut serviciu militar în termen 5 luni de zile, după aia am plecat la cursuri de comandanți și locțitori comandanți plutoane la Dânceni. Cât am făcut serviciu militar în termen, am fost îndrumat de superiorii mei, de foștii mei comandanți, să vin la Academie Militară. Timp de 11 luni cât am serviciu militar în termen, a fost foarte interesant. Am fost într-o unitate militară se simțea ca maraderia aceasta. Când era o nevoie de un lucru, toți plecam, făceam lucru, veneam înapoi. A fost foarte interesant. Cât am fost militar în termen, am fost la specialitatea de artilerie, eram la funcție de observator superior cercetaș, dar am decis să vin la Academia să continui studiile la specialitatea de comunicații și informatică pentru că îmi pare mai ușoară față de artilerie. M-am adaptat destul de bine, deoarece am 11 luni de serviciu militar. Mi-a fost ușor să iau cadența, să cunosc obligațiunile, cum să discut cu studenții superiorii și îndrumam și pe studenții veniți la Academie Militară, îndrumam cu un sfat. La Academie Militară avem ședințe destul de interesante, că muncesc zi de zi ca să devin un ofițer, un comandant de pluton sau chiar și un locțitor comandant de companie, ca să pot educa tinerii care vin la civil și nu au habar de ce se întâmplă într-o unitate militară. Au spus studenții militari. Menționăm că la Academia Militară Alexandru cel Bun studiază 23 de tineri care au venit după serviciul militar în termen. Curier militar. Agenția pentru Știință și Memorie Militară a desfășurat conferința anuală Probleme actuale ale securității și apărării naționale, istoriografiei și memoriei militare. Principalele teme abordate în cadrul evenimentului s-au axat pe dimensiunile securității și apărării naționale, provocări geopolitice, evoluția conceptelor de securitate, aspecte noi în operațiunile de menținere a păcii, transformarea militară, probleme actuale ale istoriografiei și memoriei militare și altele. Prezent la activitate, ministrul apărării Anatolie Nosată i-a menționat importanța și abordările științifice și practice la consolidarea sistemului de securitate din Republica Moldova. Menționăm că la conferință au participat reprezentanții Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei Naționale, Agenției pentru Știință și Memorie Militară, Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice, Institutului Național de Cercetări Strategice, Ucraina, Academiei Militare a Forțelor Armate Alexandru cel Bun, Universității de Stat din Moldova, Universității de Stat Bogdan Petriceicu HDU din Cahul, Universității Pedagogice de stat Ion Creangă din Chișinău, Muzeului Brăilei Carol I, România. Scutul Patriei. Produs media, realizat de Radio Moldova, în parteneriat cu Ministerul Apărării. În fiecare an, la 1 decembrie, în întreaga lume este sărbătorită Ziua Mondială de Combatere a SIDA. Aceasta este dedicată creșterii gradului de conștientizare a pandemiei cauzată de infecția HIV. Un rol important în promovarea modului sănătos de viață și prevenirea infecției cu HIV în rândul tinerilor le revine instituțiilor medico-sanitare, sociale și societății civile. Mai multe informații privind prevenirea și combaterea infecției HIV ne-a oferit colonelul medic Ivan Petkov, șeful Centrului Medicină Preventivă al Armatei.
Vorbim de infecție HIV, SIDA, la nivel mondial. Numărul de oameni infectați este mare, jur de 36 până la 40 milioane. În ultimul timp se observă o tendință de micșorare creșterii. În contextul multor evenimente organizate de către Organizația Mondială a Sănătății, Ministerul Sănătății în cadrul Republicii, Ministerul Apărării, măsurile care se organizează, sigur că diminuează acest risc, dar transmiterea infecției rămâne a fi un pericol pentru cei care nu sunt informați. Prevenirea este și rămâne singurul mijloc de luptă împotriva răspândirii infecției HIV. Pentru a contribui la evitarea tuturor formelor de transmitere, trebuie realizate trei lucruri, spune medicul șef sanitar al Armatei Naționale, și anume promovarea conștientizării cât mai extinse privind modul în care se răspândește, accesul populației la consiliere și testare HIV și oferirea tratamentului antiviral. Vorbim despre prevenția acestei infecții în medicină contemporană. În Republica Moldova au fost luate măsuri la nivelul instituțional. Transmiterea în mare parte se efectuează în Republica Moldova, după datele de cercetări, jur de 85% se efectuează prin contacte sexuale neprotejate. La acest element și noi informăm efectivul despre pericolele și de ce trebuie să ne protejăm într-un act sexual cu elemente foarte simple, cu prezervativ. Următorul element, celor care au avut un contact sexual neprotejat, trebuie numai decât să facă și o testare, deoarece depistarea acestei infecții la timp permite persoanelor care au fost infectate să primească un tratament adecvat care le permite să trăiască ca o persoană obișnuită care este doar purtător. Persoanele infectate cu HIV se află sub supravegherea medicală, iar tratamentul este asigurat de stat și se efectuează conform protocolului coalelor clinice naționale. Toate instituțiile medico-militare, dacă vorbim despre Armata Națională, posedă capacitatea de a depista această infecție. Dacă vorbim la nivel de societate, instituțiile medicale în Republică, personalul este instruit și sunt capacități pentru a fi testați la această infecție. Din partea societății este nevoie doar de adresare și de participare activă la procesul, care deseori se organizează chiar în diferite companii, testarea în locuri publice, anonime, deseori la infectare. Nu există nici un semn. Pot să apară unele erupții nesemnificative sau o febră care practic este apreciată ca o situație banală. Ca regulă, dacă nu este depistat și nu este stabilit diagnosticul în perioada când imunitatea este stabilă, simptomatica apare atunci când deja există stare de SIDA. În Republica Moldova sunt înregistrate peste 11.000 de persoane cu infecție, iar numărul estimativ trece de 15.000. Anual sunt depistate circa 800 de persoane noi. În țara noastră, primul caz de SIDA a fost confirmat în anul 1987. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, la nivel mondial, aproximativ 40 de milioane de persoane sunt infectate, iar în fiecare zi se depistează circa 7.000 de cazuri noi. Scutul patriei. Recent s-a desfășurat campionatul Republicii Moldova la judo, categoria seniori. Printre participanți s-a remarcat și studentul anului 2 al Academiei Militare Alexandru Grădinaru, obținând bronzul în cadrul campionatului. Alexandru este un militar ce înregistrează succese remarcabile la studii, dar și un sportiv calificat, care participă activ la concursuri naționale și internaționale de judo, desfășurate în Turcia, Ucraina, România, Bosnia, Herțegovina, Lituania, Oania și Serbia. Cu mai multe detalii vine Andrei Ghervas. De-a lungul experienței sale sportive, studentul s-a învrednicit cu peste 50 de medalii și numeroase diplome. Acesta a subliniat că în viitor dorește să devină un profesionist în arte marțiale și un antrenor emerit. Nu mi-am închipuit ca să ajung premiant la campionatul Republicii Moldova seniori, dar antrenamentele zilnice în Academia Militară mi-au făcut rezultatul frumos. Mândri a fost antrenorii mei, părinții și Academia. Pot spun că cea mai bună competiție am avut-o anul acesta. De la categoria de juniori, am
ridicat la seniori, pe anii mai mari. Am avut 4 adversari, dintre care prima luptă de încălzire, dar a doua luptă am câștigat și a treia luptă am pierdut. Adversarul a fost pregătit și a fost la limită pierdut. Alexandru a început să practice judo de la 9 ani, acumulând 12 ani de experiență în practicare artelor marțiale. Studentul a povestit despre campionatul cadeților, care a fost o motivație pentru continuarea drumului în sport. Am început practic sportul de la 9 ani, acum am 12 ani când fac acest gen de sport. Am circa 50 de medalii de locuri 1, 2 și 3. Cel mai bine s-a întipărit campionatul Republicii Moldova pe cadeți. Au fost ultimul an când trebuie să lupt cadeți. Am avut o traumă înainte de competiție și n-am vrut să lupt. Antrenorul m-a îndemnat să lupt și am ieșit la lupte și cu inima în dinți. Și am devenit campion Republicii Moldova. Atunci a fost o bucurie foarte enormă pentru mine ca ultimul an pe cadeți să trec în altă categorie și mi-a dus succes foarte mare. Pe lângă performanțele și pasiunea față de sport, tânărul este implicat activ și în studierea artei militare. Își dorește să devină un ofițer demn și un adevărat apărător al patriei, iar această oportunitate a găsit-o la unica instituție de învățământ superior cu profil militar din țară, optând pentru specialitatea conducerea subunităților de infanterie, unde studiază și până în prezent. Am ales Academia Militară deoarece mi-a propus un locotenent major să devin militar și mi s-a spus că pot să fiu un exemplu pentru subordonații mei, să învăț și pe ei să aprede inamic. Academia Militară oferă oportunități de a învăța, de a face sport, hrană, cazare. Academia ne oferă un timp liber după masă în care fiecare student își alege. Ori studiază, învață pentru ziua următoare, face sport. Noi după masă avem timpul liber în care ne oferă să studiem, să facem sport. Avem 2 zile în săptămână în care tot batalionul facem sport, dar eu în timpul liber când facem tot batalionul, eu îmi aleg mai degrabă să mă duc să fac un pic judo. Îmi place Academia Militară pentru că îmi oferă mult timp liber de a studia, de a face sport. Visul meu este să fiu un ofițer demn și să fiu un exemplu pentru subordonații mei. A menționat studentul Academiei Militare Alexandru cel Bun, Alexandru Grădinaru. Am ajuns nu doar la sfârșitul emisiunii, suntem deja în pragul unui sfârșit de an, care grăbit întoarce ultima filă din calendar. Vă lăsăm cu bine până la următoarea întâlnire și nu uitați că va exista întotdeauna un mâine pentru a rezolva problemele care azi păreau să nu mai aibă soluție. La microfon Ludmila Solomon, în regie Domnița Jichiu. La revedere!